Mai aici o pereche de integrate HT12E, variantă seme de asta, cu 12 pin, un emitor pe 315 MHz, în partea asta un receptor de 315 MHz și un HT12D. Bun, și acum un repaus pe un canal. Am aici un mic switch. Nu se întâmplă nimic, dar o să fac aici o comandă cât să facem să stingem acel LED. Asta dacă nu s-a desfăcut un fir. Oricum, deci, HT l-am stins. Deci HT12 are o rezistență aici de 820 de kiloohmi ca să oscileze pe 3 kHz, iar aici HT12D are o rezistență de 51 de ohmi ca să-l facă să oscileze pe 15 kHz, 150 de kHz ca să fie de 50 de ori frecvența mai mare. Bun, acum deci l-am, asta înseamnă la comanda. L-am aprins, de fapt aici e logica inversă. Mai dăm o comandă iar. Să stingem. Ce frumos e. Deci. L-am aprins. Mi-a dat puțin de cap, nu știam că face latch, adică memorează starea. E apăsată și cam atât. Asta-s prima de test.